Bună ziua tuturor, sunt Arotela cu o etalare pentru cei născuți în semnul Taurului sau cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Taur pentru aprilie 2019. Am amestecat cărțile, le mai amestec încă o dată și până atunci vă repet și vouă, dacă n-am mai spus-o cu alte ocazii, că, deși etalările sunt pentru o perioadă de timp, energia se poate manifesta înainte sau la câteva luni după acest mesaj, pentru că la nivel universal nu există calendarele după care ne ghidăm noi. Da? Taur, aprilie 2019, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Taur. Am văzut mai devreme turnul, clar că aveți parte de un eveniment neașteptat. Iar apare turnul și regele de băte, o persoană pasională, un semn de foc sau care se manifestă ca un semn de foc, care știe ce vrea și e posibil să vă dea peste cap întreaga viață sau sistemul după care până acum v-ați manifestat. Ceea ce pentru unii tauri nu prea e plăcut. La un moment dat am văzut și moartea și împăratul, niște chestiuni de control, de transformare, deci tăiem și aceste cărți. Mai amestec încă un pic. Soare, Lună, Venus, Ascendent în Taur pentru aprilie 2019. Venus e exaltată în Taur, dar pentru bărbați e valabil pentru toate zodiile. Dacă vreți să înțelegeți, și nu neapărat pentru bărbați și pentru femei, să înțelegeți cum acționați, puteți să căutați și Martele vostru. Jupiter reprezintă soțul, mai ales pentru femei. Ok. Trecutul recent, prezentul, viitorul apropiat, blocaje și susțineri. Avem și aici. Trecutul apropiat, prezentul, viitorul, blocaje și susțineri. Oh, iai, 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 iai. Am văzut un diavol. Cineva încă regretă o relație toxică și nu vă înțeleg de ce. Bine, și eu am trecut prin faza în care poate n-am înțeles cât de toxică a fost și tot am regretat, sau chiar dacă am înțeles cât de toxică a fost perioada aceea de sfârșit de relație în care încă ne mai gândim la trecut, ne înțelegem de ce a trebuit să fie toxic, ca să înțelegem libertatea și ca să ne înțelegem valoarea. Of, dragii mei, Taur sau orice altă zodie, nu mai regretați atât. În trecut, împărăteasa, trei de cupe și moartea. Împărăteasa, adesea împărăteasa este semnul taurului, da? Bănuiesc că sunteți dumneavoastră. Ar putea fi o balanță, da? Și nu neapărat, poate să fie orice alt semn. Este o persoană frumoasă, abundentă, creativă, fertilă, generoasă, care a trecut prin foarte multe. Să nu uităm și să nu confundați această energie cu o tinerică frumușică. Aceasta este o femeie foarte matură. În imaginea aceasta este chiar o femeie gravidă, da? Și în multe alte cărți de tarot. Împărăteasa este acea femeie, sau neapărat poate să fie și un bărbat. Împăratul și împărăteasa sunt oameni extrem de maturi care au trecut prin foarte multe. Și au trecut chiar prin statutul de rege, regină, da? Regină și apoi rege. Și apoi împărat, împărăteasă. Deci sunt energii foarte mature. Vă rog frumos să nu confundați cu o iubițică tinerică, da? Oricum, împărăteasa invers, simt că este energia voastră. Voi nu sunteți datorită unei situații a unui trio care s-a încheiat, trei de cupe, da? Trei de cupe reprezintă adesea un trio. O situație, un cuplu în care a intervenit o persoană. Voi sau poate nici nu știe că a intervenit, da? Poate nici nu știe că unul dintre voi
Erați în cuplu, da? În partea voastră sau în partea partenerului, partenerei, cineva a apărut, da? Și s-a format acest trio. Ei, de curând, în ultima vreme, probabil martie, că tot avem trei, acest trio s-a rupt. Dar s-a rupt, e moartea, e definitivă ruptura aceasta. Ruptura aceasta mai... Și de fapt nici nu se poate vorbi de o refacere, se poate vorbi de o transformare. Dacă totuși taurul care acum este dezechilibrat, femeie sau bărbat, da, nu poate să se manifeste în varianta sa superioară, elevată, spirituală, e o carte spirituală, care atrage abundența. Abundența nu înseamnă bogăția, e regina, regele de monede, împărăteasa reprezintă abundență. Ei, cartea este invers. Da? Și din ce motiv? Că s-a produs această situație. Poate unii dintre voi ați avut de-a face cu un scorpion, cu un semn de apă sau cu un semn de pământ, taur sau chiar balanță. Dar, repet, nu ne fixăm pe zodii. Este energia voastră. Sau dacă nu e musă energia voastră, această despărțire, această ruptură, acest dezechilibru emoțional v-a marcat oarecum și stabilitatea și nu doar stabilitatea, evoluția. Pentru că împărăteasa înseamnă creștere, din acest motiv uneori este desenată ca o femeie gravidă, înseamnă creștere. N-ați mai putut crește într-o relație, dacă a fost un cuplu în care a apărut încă cineva, repet, poate nici n-a știut că e prezent în acest cuplu. Da? Situația n-a mai crescut. Prietena, soția, soțul, prietenul, da? În acea direcție nu s-a mai putut evolua. Ei, și a trebuit să apară această ruptură definitivă. Moartea. Și moartea înseamnă transformare. Cineva trebuie să se transforme la modul profund și radical. Să renască într-o nouă dimensiune, într-o formă evoluată, într-o altă variantă. În prezent, focul, lumea și nouă decupe. Cine a avut nouă decupe? Vărsătorul, că tot am avut și turnul mai devreme. Vărsătorul a avut 9 decupe în aceeași poziție, dar bine, în altă variantă. Dacă vă spune ceva, dacă aveți planete sau pe cineva în semnul vărsătorului. În prezent, focul. Poate aveți de-a face în prezent cu o persoană foarte pasională sau un semn de foc, leu, berbec sau. Leu, berbec sau săgetător. Nu mă mai blochez și eu de ca și când n-aș ști zodiile. Persoana în semnul Capricornului sau în semne fixe, da, Taur, Leu, Vărsător sau Scorpion. Sau semn de apă, în mod special Pești, 9 și 10 de cupe pentru mine înseamnă zodia peștilor. Pentru că ei sunt foarte emoționali. Foarte. O variantă. În prezent, aveți de-a face cu o persoană foarte pasională, poate cu părul roșu, mai mult sau mai puțin, cu care încheiați un ciclu. Pe de-o parte, un capitol de viață. Și încheierea acestui capitol va aduce o stare de confort emoțional, de satisfacție. Poate să fie oriunde, poate să fie și la locul de muncă. Da? E o lecție de viață, lumea. Am spus-o și o repet. Pentru mine este varianta pozitivă a lui Saturn. Lecție de viață. Lecție karmică. Și lecțiile sau de fapt capitolele ce sunt, mai multe lecții, mai multe, pentru că avem 21, da? Mai multe seturi decât 10.
Treceți de 10 de bâte, de 10 de săbi, de 10 de cupe, de multe etape. Și încheiați un capitol cu această persoană și odată încheiat, vă redescoperiți un confort emoțional. Pentru unii dintre voi. Pentru alții, încheiați un capitol, o lecție, o învățați. Și e mare lucru să învățați. Când e în poziția aceasta, se pare că începe să o învățați. Dacă ar fi fost invers, ar fi fost mai greu. Ar fi trebuit repetată. Ați învățat niște lucruri și începeți un nou capitol în viața voastră. Pentru cei care ați fost singuri, vreți să vă angajați într-o legătură de lungă durată. Pentru cei care ați fost într-o căsătorie care n-a mers, descoperiți altceva. Descoperiți pasiunea. Poate ați fost într-o relație care nu a mers, care v-a îndemnat să căutați în afara relației, da? Și a trebuit să încheiați, că doar aveți moartea, da? Ei, și acest capitol încheiat vă readuce în viață ori o persoană în semn de apă, pești, rac sau scorpion, ori o persoană foarte pasională sau în semn de foc, leu, berbec, săgetător. Sau pur și simplu vă redescoperiți voi aceste aspecte, pasiunea, focul interior și focul reprezintă și spiritul. Probabil că ardeți niște aspecte care nu v-au ajutat să vă bucurați de voi, de niște reușite. Și acum le puteți vedea, acele reușite le puteți vedea cu alți ochi. Nu, este un număr spiritual. Este o înțelegere spirituală. Da, îi vorbesc mult despre, folosesc acest cuvânt adesea. Vă place, nu vă place, asta e. Pentru unii dintre voi, comunicați la distanță sau călătoriți. Lumea înseamnă și călătorie. Sau o relație la distanță cu cineva, semn de apă sau de foc, că tot aveți focul. Viitorul apropiat, e bine când apare în poziție normală, de Spirit of Child, spiritul copilului, 3 de băte și 2 de monede. În viitorul apropiat, încă sunteți chemați, că sunteți voi semn de pământ, să vă echilibrați viața. Încă va trebui să alegeți, să vă echilibrați viața. Între muncă, între bani și relații și emoții și pasiune, nu le puteți avea pe toate. Dacă până acum v-ați implicat în facerea sau în facerea de bani, vreau să zic, în stabilitatea voastră financiară, acum e cazul să vă ocupați de altceva. Că aveți cărți care vă cheamă la o transformare. În viitorul apropiat, veți vedea viitorul cu alți ochi. Acum e clar, cu moartea și cu împărăteasa invers, probabil că n-ați putut vedea niște lucruri. Probabil, odată înțeleasă lecția, veți vedea lucrurile dintr-o altă perspectivă și veți vedea oportunitățile îndepărtare. Poate unii dintre voi veți călători mai aproape de o persoană foarte copilăroasă, cu care simțiți că sunteți conectați la nivel emoțional și simțiți față de care simțiți o mare pasiune. Dar pentru asta trebuie să vă regăsiți copilul interior. Cred că această persoană în semn de apă vă poate ajuta să vă redescoperiți copilul interior sau poate pentru unii dintre voi care aveți copii și sunteți la distanță de copilul vostru, veți călători mai aproape de copilul vostru. Și această călătorie vă poate reechilibra
Până acum aș jonglat, mă duc, nu mă duc, mai am un pic de făcut niște bani, mai am de făcut și proiectul ăsta și cu tare și cu tare, da? Poate ați jonglat într-o relație și altă relație, că doar ați avut 3 decupe, da? Vă transformați, nu mai aveți nevoie de aceste jonglerii, de aceste dezechilibre. Sunteți hotărât să așteptați să se întâmple aceste oportunități, să se manifeste. Și până atunci, intrați în matcă și vă conectați. Ce frumos ar fi să fie adevărat, să vă conectați la copilul interior și să manifestați o creativitate specială. Poate unii dintre voi aveți o stare de telepatie, de comunicare cu această persoană. Poate să fie mai copilăroasă, poate să fie mai tânără. Oricum foarte sensibilă și spirituală cu nouă, da? Spiritual, este o carte spirituală. Ce vă blochează? Puterea, asul de spade și asul de apă. Doi ași și puterea. Puterea e o carte foarte puternică. Logic. Reprezintă la modul simplu, este o persoană în semnul leului sau cuspida între fecioară și leu. Poate să fie un semn de aer, vărsător, gemeni sau balanță. Sau un semn de apă, scorpion, rac sau pești. La modul simplu este. Aș putea spune că e o victorie într-o situație cu un semn de apă, dar cu această putere și în poziția blocajelor, simt că este o falsă victorie. Pentru că puterea reprezintă și o atitudine impulsivă, dacă nu e persoana evoluată, poate să fie să manifeste partea impulsivă. Am senzația că este o falsă victorie cu un semn de apă, în care credeți că ați temperat această bestioară, acest leu, aceste impulsuri fizice, primare sau chiar egotice. Aveți impresia că le-ați într-o poziție a blocajelor. Da? De-aia spun că este falsă. Dacă credeți că ați obținut o victorie, vă blochează în această evoluție și înțelegerea, de fapt, a situației la modul profund. Poate pentru unii dintre voi, ca să manifestați o victorie cu un semn de apă, că doar v-a apărut și moartea scorpionul, da, și pești, rac, da, Spirit of the Child, dacă vreți să manifestați o victorie într-o situație, într-o relație cu un semn de apă, vă trebuie multă putere și ce înseamnă la blocaj? Înseamnă că va mai dura încă măcar până în august. Este 8, înseamnă transformare. Transformare avem și aici, da? Sunteți într-un moment de transformare, da? Nu puteți manifesta această victorie și această nouă dragoste, că de fapt asul de cupe asta înseamnă nouă dragoste. Poate să fie un semn de apă, poate să fie o nouă poveste, un nou început, o nouă dragoste, un început victorios, dar trebuie să depuneți multă, multă, mult control, dar nu genul acela de control al împăratului, multă muncă spirituală, da? Să vă ridicați de la starea de animăluți, de leuți, da, până la starea de ființă superioară, până la cel 8, la cel infinit, de fapt. Și asta înseamnă e reprezentat de moarte, da? Și în momentul în care veți reuși să depășiți toate pulsiunile pe care le avem toți, impulsiunile, veți putea manifesta această nouă dragoste. Poate să fie astfel de cupe și o dragoste sinceră,
profundă față de noi înșine și în momentul în care ne iubim profund, e clar, și o repet, nu ne mai ducem cu parteneri multipli, nu mai trădăm partenerii, măcar știm, avem sinceritatea, nu merge, nu merge, rupem și îmi aloc timp de vindecare, de transformare și apoi îmi caut altă persoană sau mă conectez la altă persoană. Pentru că încep să mă înțeleg și să mă iubesc și să mă respect, să-mi respect corpul, inima, sufletul. În fine. Probabil că e un mesaj pentru cineva, măcar pentru o persoană, dacă nu pentru câțiva. Ce vă susține? Heaven, raiul, conexiunea cu latura voastră spirituală, cu îngerii voștri, temperanța, 6 de cupe. Frumos. Ce vă susține? Este o relație karmică. Poate să fie din călătorie, din... Uf! Poate să fie la distanță, dacă tot am folosit cuvântul ăsta. Vreau să zic din copilărie. Ai și călătorie. Probabil că trebuie să călătoriți mai aproape de această persoană. E o relație karmică dintr-o altă viață sau din copilărie, vreau să zic. O relație foarte profundă în care vă înțelegeți adesea doar din priviri, la nivel emoțional. Vreți să dăruiți și să primiți totodată. Îi simțiți fragil, că tot aveți Spirit of the Child, îi simțiți fragil și vreți să-i protejați. Și ce vă susține? Raiul, cerurile, Dumnezeu, conexiunea cu îngerii voștri protectori, echilibrul vostru emoțional. Am zis, și aici vorbim de luptă interioară, de echilibru, de spiritualitate, da? Dacă vă temperați această natură fizică și adesea taurii, chiar fără să se supere, sunt foarte, foarte ancorați în fizic, în 3D, fără nicio supărare. Asta e, așa ați fost făcut semn de pământ, că doar sunteți semn de pământ, reprezentați partea fizică. Da, și poate să fie un semn de apă cu planete în săgetător. Poate să fie un săgetător cu planete semn de apă, mai mult sau mai puțin important, poate e altă zodie, dar cu planete în aceste zodii. Sau pur și simplu această relație atât de profundă încât vă vindecă într-un fel sau altul. Dar să nu uitați că vindecarea aceasta implică uneori și un pic de durere, da? E ca și când speli o rană și n-ai cum să o speli și să o cureți fără să te usture un pic, măcar un pic. Faci o injecție, un tratament, te doare injecția, dar te vindecă. Deci vindecarea întotdeauna implică și un pic de durere. Aveți cărți puternice și voi și să nu uitați că aveți raiul lângă voi. Sunt ființe în dimensiuni superioare care vă susțin în acest proces de vindecare și de conexiune cu acest suflet pereche. Ce aveți aici? Regrete. După o situație toxică, cum am spus mai devreme, nu vă înțeleg de ce. Deși și eu am trecut, dar parcă totuși acum înțeleg mai repede și nu mai regret. O situație toxică care v-a ținut așa într-un stand-by. N-ați putut să vă mișcați. Ați fost ca și legați. Vedeți, aveți două cărți care reprezintă legături, da? Și această persoană e legată și nu oricum, săracul om este cu capul în jos. Dar e interesant. Nu s-a întâmplat degeaba, s-a întâmplat ca să vă regăsiți lumina, să vedeți lucrurile din altă perspectivă. Deci nu mai regretați. Vedeți partea frumoasă a lucrurilor. Ce înseamnă? Lecția. Lumea. Lumea. Saturnul. În varianta pozitivă. Pentru unii dintre voi ați întârziat manifestarea cu sufletul vostru pereche, care cred că pentru unii dintre voi a fost la distanță, da? Cu care ați comunicat la un moment dat, dar poate ați ținut niște secrete.
Și când ții secrete sau când nu spui adevăr, poate să fie și invers, evident, nu vă supărați. Așa, lucrurile nu merg, da? Și bănuiesc că unii dintre voi ați ținut secret această relație toxică, pe care câțiva, sper că foarte puțin, o mai regretați. Dar nu trebuie să o regretați, trebuie să înțelegeți, și să nu uitați că vă așteaptă aceste două cupe. Sufletul pereche. Cavalerul de spade, iar 5 de cupe. Lăsați, domnilor, regretele. Domnilor, doamnelor, domnișoarelor, lăsați regretele. Regretele. Iar 3 de cupe. 5, da, lumea. Roata norocului. Încheiați un capitol. Încheiați un capitol. Roata se învârte. Lăsați în urmă niște prietenii superficiale, un trio. Lăsați în urmă sentimentul că poate unul dintre voi a fost lăsat de izbeliște. Lăsați în urmă lucrurile astea, pentru că dragostea mare este aici. Poate să fie, repet, dragostea față de voi, să vă înțelegeți. Da? Să vă găsiți adevărul și să-l exprimați. Unii dintre voi încă regretă o situație. Deși eu sper să începeți să vă uitați la aceste două cupe din spate, da? Unii dintre voi ar dori să călătorească și să înceapă un nou proiect, mai mult sau mai puțin financiar. Cred că e vorba de implicarea. Cred că cu această relație, cu această persoană, ați dori să lucrați cu ei. Să vă implicați, dacă până acum nu v-ați implicat în această relație pentru că ați fost ținuți de acel diavol, da? Acum ați vrea să vă exprimați adevărul, povestea, situația, să spuneți adevărul. Domnule, uite, asta s-a întâmplat, am fost cu cineva care, la la la, la la. Da? Eu, de fapt, am descoperit că țin foarte mult la tine, ăsta e adevărul meu, regret ce am făcut, cum m-am purtat, vreau să refac situația. Și simt că iau de asul de bâte. Roata norocului este aici și în aceste de cărți. Trebuie să vă echilibrați, temperanța invers. Deocamdată nu vă simțiți în control, împăratul e invers și împărăteasa e invers, da? Împăratul e invers. Nu vă simțiți în control față de voi. Din niște motive. Trebuie să vă vindecați, să aveți răbdare și va veni și soarele pe strada voastră, în sufletul vostru. Da? Și atunci se va schimba roata norocului. Dar totul este în timp divin. Totul este în timp divin. Asul de monede este invers. Deci e pe aproape, însă trebuie să vă vindecați ca să-l puteți vedea, să-l puteți manifesta. Și apoi să aveți curajul, să vă asumați riscul să o luați de la zero cu altcineva. Să caut un sfat pentru Taur. Soarele lunii Venus ascendent în Taur, aprilie 2019. Un sfat, vă rog frumos. Un sfat. Pentru cei născuți speaker, spuneți-vă adevărul. Cred că cineva nu a vorbit despre acea relație toxică și din acel motiv nu a fost înțeles și da. Sufletul lângă care trebuia să stați, cel adevărat, sufletul pereche adevărat sau flacără geamănă, a plecat pentru că nu ați spus niște lucruri. Speaker, Oracle Cards, Protected. Creative Expression. Aveți Spirit of the Child. Deci trebuie să, prin acest spirit al copilului, să vă explorați partea creativă a voastră. Aici confirmă și oracolul, oracolele, cărțile de oracol. Exprimați-vă într-un mod creativ. Dacă vă duceți către cineva și încercați să refaceți o situație sau să o luați de la zero sau să pur și simplu
Să vă spuneți povestea, încercați și fiți creativ. Cavalerul de spade e direct, e sincer, dar uneori cam deranjează. Da? Nu uitați că sunteți protejați. Dacă cumva aveți sentimentul că sunteți lăsați de izbeliște, să nu uitați că sunteți protejați și dacă relația aceasta toxică n-a mers, înseamnă că nu trebuia să meargă. Da? Nu trebuia. V-a ținut așa într-o stare de standby. Sper că acest mesaj să vă fie de ajutor, că nu doar a apărut, nu degeaba a apărut Oracle Cards. Repet, spuneți-vă adevărul și nu doar adevărul. Eventual împărtășiți-vă experiența ca și alții să învețe din. De ce marii oratori sunt apreciați? Pentru că vorbesc despre experiențele lor. Cum a ajuns la o stare, cum a ajuns la acea poziție de înțelepți, de lideri, de ce or fi ei. Da?